Chemie, vreau să spun, dau, să predau, noi ne-am am învățat de la tine, mai ceasul și un alta, și în biserică, fel de pravile baptiste. Te trezești dimineața și când te trezești, te rogi. Spui Tatăl nostru, dacă poți să spui și pe Tăciune Maria, că și mai bine. Poți să spui și îngerașul meu de acolo, până la acolo. Și după aia e Biblia. Când te trezești, înainte de să mergi la muncă sau să te pui iar în pat, ești bolnav, te schimbi, să faci ceva, te schimbe. E Biblia și citești. De exemplu, eu am citit astăzi sfârșitul capitolului 9 din 1 Cronici. Un tip care a avut niște copii. Pe mă s-au chemat Maca. Dar nu-i Asa, că și pe mama lui Asa, regele Asa, la bun, cum a tot Maca. A citit în Biblia franceză, că mi-am făcut curat și nu am mai găsit nicio Biblie, frate. Tot regatul, bro. Da, bun. Și după aia ce faci? Le bagi la cap, îți spui, Doamne, sunt al Tău, mă predau pe veșnicie, ca o floare în răgălie, și după aia te duci. Muncești, fiecare cu ce muncești. Vei vedea tu într-o zi, Emi, ce importantă e și o vacă la casa omului. Ai mult ce să zic. Și după aia trece ziua, nu mai vezi, te mai rogi, te mai faci biblicizări, ei versete. De exemplu, mă gândeam azi la un verset, dar nu știu de unde vreau să fie. Știm în adevăr că suntem din Dumnezeu, și că toată lumea zace în cer rău. Sunt din 1 John 3. Mai mult ce să zic, frate. Și seara când te culci, bine, după ce citești, când să te pui să te culci, iară zici Tatăl nostru, plecăciune Marie, Îngerul Îngerașul meu, ferește-mă, Doamne, de apă și de foc, duceasă în loc, duceasă în casă și de viață și de iadă de... În fine... Și te rogi Domnului să te ierte pentru păcatele pe care le-ai făcut în ziua de azi și să te curățească. Altceva ce să zic. Asta e tot. Și asta trebuie să faci zilnic. Amin.